Deși nămeții s-au așternut peste Galați, școlile nu își modifică deocamdată programul. Unitățile de învățământ în fiecare iarnă întrerup orele de curs dacă vremea nu permite elevilor să ajungă la școală. Orele pierdute sunt recuperate ulterior, când vremea se îmbunătățește. În funcție de evoluția vremii, am comunicat în școli să ne comunice orice situație neobișnuită și, dacă este cazul, să scurteze un pic programul școlar ca să poată ajunge copiii acasă. Gălățenii suportă cu greu frigul aprig în stații, în așteptarea autobuzelor. Aceeași situație este și în gară, unde trenurile au întârziere și câteva zeci de minute. Autoritățile locale încearcă să asigure fluența traficului și bunăstarea gălățenilor. Materialele antiderapante au fost împrăștiate pe carosabil și trotuare, iar utilajele de dezăpezire sunt pregătite să curețe străzile, acolo unde zăpada creează probleme. Toți oamenii străzii vor fi internați temporar în centrul de urgență pentru persoane fără adăpost.